Doamnelor și domnilor, se prezintă onorul subprefectului județului Sălaj, doamna Adriana Sabou, însoțit de comandantul regimentului 69 Artilerie Silvania, domnul colonel Antonio Daniel Alese. Deci, pentru onor prezenta, prezentați! Și pururia și în vecii vecilor. Sfinte, Sfinte, fără de moarte, îndură peste noi. Sfinte, Dumnezeule, Sfinte, Tare, Sfinte, fără de moarte, îndură peste noi. Sfinte, Dumnezeule, Sfinte, Tare, Sfinte, fără de moarte, îndură peste noi. Sfinte, Tatălui și Fiului și Sfântului Sfânt. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ascunde-te, Inimă, despre noi.
noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă păcatele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, îndurătezi spre noi, Doamne, îndurătezi spre noi, Doamne, îndurătezi spre noi, mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, îndurătezi spre noi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, dăruiește conducătorilor noștri spiritul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor spiritul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău spiritul lepădării de sine, pe care L-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli când I-ai trimis în lume la propovăduire. Osuplețește ostașii noștri cu bărbăție și viteșia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și după asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii ostași și lucrătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței, pentru libertatea și demnitatea noastră. Doamne, precum ai auzit milă și rugăciunile noastre ale poporului, primește-le când chemăm, când cheamă la bunăvoința Ta și ne vredicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-Ți aducem cele prea bune, să grăim și să-Ți cântăm Ție celui fără de început, al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață, Tăcătorului Tău Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Pentru că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormitilor, rodilor lui Dumnezeu, eroi, martiri ai neamului românesc, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! A Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor de drept, să odihnesc, grație Dumnezeu, împărăția cerului și cercarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte, Dumnezeului nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeule, Duhul și altul trupul, care-i călcat moartea și pe diavol ai surpat,
și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților rugilor tăi, eroi ai neamului românesc din toate locurile și din toate timpurile, care au căzut pentru libertatea patriei și întreginea neamului, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, în tristarea și suspinarea, și orice greșeli au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul conștiința sau cu neștiința, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul Domnului. Să ne rugăm, Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, eroi ai neamului românesc, Hristos, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristos. Așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecii. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă-te, Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, eroi ai neamului românesc, și pentru ca să li se ierte lor și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Doamnelor și domnilor, îl invităm pe domnul Mihai Cristian Lazăr, primarul orașului Șumleu Silvanei, să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule vicepreședinte al Camerei Deputaților, stimați parlamentari, domnule președinte al Consiliului Județean, doamnă și domnule suprefect, distinși și invitați, dragi români, dragi șumleoani. Povestea țării noastre a fost scrisă secole de-a rândul și se scrie în fiecare zi de fiecare dintre noi. Dar astăzi privim spre cel mai frumos capitol din această poveste, privind spre 1918.
Și această, acest capitol ne dă mai multe lecții. În primul rând, ne arată convingerea noastră a tuturor că ceea ce e în inima fiecărui român, într-un final, va triumfa indiferent de vremuri. Și cu o singură idee, o singură idee poate să schimbe sau chiar să constituie o țară. Ne mai arată acest capitol faptul că suntem un popor care nu ne temem de viitor, nu ne temem să ne construim viitorul, ci dimpotrivă noi îl construim, noi ne scriem destinul. Marea Unire n-a fost întâmplătoare. Nu pesimismul, nu discordia, nu scandalurile, nu jocurile subterane au condus la Marea Unire, ci a fost 70 de ani de-a rândul, eforturi din 1948 până în 1918, 70 de ani de-a rândul a fost perseverența, dedicarea, abnegația, verticalizarea marilor români care au condus spre Marea Unire în 1918. România, cum vă spuneam, se construiește în fiecare zi. Asta trebuie să facem fiecare dintre noi, suntem parte acestui proiect și în funcție de noi putem face România să strălucească mai tare sau mai puțin. Depinde doar de noi. Fiecare în comunitățile noastre putem să avem România pe care o dorim cu toții. Depinde de noi să o construim. Uneori mă uit în jur. Vremurile pot fi foarte dificile. Ne uităm, ploaia asta poate pare că nu se mai oprește niciodată. Dar Marea Unire ne-a învățat și această lecție. Ne-a învățat că împreună moldoveni, dobrogeni, munteni, ardeleni, basaraveni, împreună suntem capabili să ne scriem propriul destin. Împreună depășim orice vremuri. De acești nori, aceste vremuri vor trece. Și cu siguranță generația de astăzi și generațiile viitoare înțeleg că va veni și avem în construcție un viitor tot mai frumos. Și Mleul, acest oraș, a dat sării, l-a dat unul dintre cele mai mari, una dintre cele mai mari personalități, pe Iuliu Maniu. Trebuie să fim mândri și să fim responsabili cu această moștenire. Este o cinste să fii român într-o țară de la Dunăre până dincolo de Carpați. O țară care a creat civilizație și cultură, care a creat valori excepționale, care are o credință și o biserică extraordinară. Pentru asta să ne mândrim și să avem inima caldă și mintea rece și cu râvna, cu râvna și curajul românilor de la Alba Iulia din 1918, prima acea Românie pe care o dorim cu toții în fiecare comunitate. Și cu gândul Marelui Bărnuțiu, sălăjan de-al nostru, ținând cu poporul, nu vom rătăci niciodată. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, dragi șimleoani! Adresăm politicoasa invitație, domnul Ghinu Iacu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, să ia cuvântul. Dacă privim șirul nesfârșit al suferințelor grele pe care le-a îndurat neamul românesc de veacuri, dacă ne aducem aminte de sutele de mii de martiri care și-au jertfit viața pentru acest neam, precum și de durerile sufletești care sute de ani au omorât viața strămoșilor noștri, nu știm cu ce să mulțumim noi, generația de azi, că suntem învredniciți de soartă să ajungem tocmai noi, ziua de azi, și după atâtea suferințe ale înaintașilor noștri, tocmai noi să fim împărtășiți de o atât de mare înălțare sufletească. Cu aceste vorbe, dragi sălăjeni, își începea discursul la 1 decembrie 1918, în cadrul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, sălăjanul nostru, Iuliu Maniu, al cărui an îl sărbătorim astăzi. Distinse domnule vicepreședinte al Camerei Deputaților, domnule primar, doamnă suprefect, domnule suprefect, distinse oficialități, dragi militari, dragi contestăteni de aici, de la Șimleul Silvaniei, astăzi, la 105 ani de la acel
Înălțător moment din Cetatea Unirii, privim cu respect și recunoștință spre trecut și onorăm memoria celor care au luptat pentru apărarea și îndrăgirea țării, reușind să scrie o grăitoare pagină de istorie pentru demnitatea și unitatea neamului românesc. Dați-mi voie ca în această frumoasă piață, unde avem statuia marelui nostru om politic, Iuliu Maniu, să exclam cu bucurie la mulți ani România, la mulți ani români, să ne trăiești în veci, legendară țară a Silvaniei. În spatele gândurilor mele de acum se află o dimensiune vastă, aceea a nașterii României mari, în care dacă pătruns deschis sanctuarul cel mai lăuntric al înființării acestui stat. Clipele pe care le trăim acum reprezintă lucrul cel mai prețios din eternul prezent. De aceea se cuvine să-i mulțumim celui din înalturi pentru darul pe care mi l-a dat la 1 decembrie 1918. Atunci s-a împieptuit acel ideal profetic. Atunci s-a realizat rotungimea pământului românesc într-un singur și nedespătit stat național. Vrednicia neamurilor, prin urmare și a noastră, se judecă după temeinicia hotărârilor ce le iau, după măsura de înălțare sufletească cu care se alătură la aceste hotărâri și după stăruința cu care se silesc a înfăptui hotărârile luate, mai spunea atunci Iuliu Maniu. De aceea, lacrima de bucurie a fiecărui român din această zi nu poate fi împrumutată nimănui. Ea este roa încercărilor și a suferințelor neamului nostru. Dragi participanți, rememorând evenimentele definitorii pentru istoria națiunii române, observăm că neamul nostru a fost mereu în bătaia vânturilor, care însă nu au slăbit, nu i-au clătinat credința, ci l-au ancorat și mai adânc în identitatea sa, prin rădăcinile demuse ale strămoșilor noștri. Efervescența acestor zile și lung de furtună și având de simțire și înțelepciune păuritoare a luminat întreaga lume românească, politicieni, intelectual, militar, cler, orășeni și zăteni, făcându-i să renască a doua oară și să se folosească de puterea prezentului. I-am ascultat cu mare atenție în rugăciuni pe preacucernicii părinți pe care vreau să-i salut cu respect și să spun că sălașul prin misionarismul lui Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băsești și altor bravi corifei a avut un rol decisiv în acest act istoric pe care îl sărbătorim astăzi, în 1 decembrie. Suntem moștenitorii unui trecut de sacrificiu și curaj, iar fiecare acțiune a noastră adaugă o nouă filă în cartea de istorie a națiunii noastre. Sărbătorind această zi, să continuăm să construim o România unității, demnității și dreptății, încununate de dragoste și respect reciproc. Închei spunând următoarele: să trăiești în veci, Românie, să fim cu Dumnezeu, că Dumnezeu este cu noi, la mulți ani tuturor sălășenilor. Adresăm potriva sa invitație doamnei Adriana Sabo, subprefectul județului Sălaș, să ia cuvântul. Preacucernici părinți, distinși invitați, dragi români, voi prezenta mesajul primului ministru Marcel Ciolacu cu prilejul Zilei Naționale a României. Prezentul ne provoacă să facem față unor situații pe care cu greu le-am fi anticipat cu doar câțiva ani înainte și care pun o lume întreagă la încercare, iar România nu este nici ea ocolită. Istoria și Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unității noastre
Și iată, avem prilejul cu fiecare nouă provocare a prezentului să demonstrăm că împreună noi românii avem puterea de a ne atinge marile obiective. Acest lucru indică efortul din partea tuturor și mai ales o înțelegere a preocupărilor fiecărui român. Consider că mesajul de unitate al acestei zile ar trebui să fie prezent în orice acțiune a noastră, indiferent dacă ne referim astăzi la cetățeni, societate civilă, mediul de afaceri, reprezentanții statului sau la clasa politică. În ceva timp de să ne desfine, să ne amintim că suntem toți români și că avem un drum comun de parcurs ca națiune, de care depind prezentul și viitorul întregii societăți și al fiecărui cetățean. O Românie puternică, orientată spre dezvoltare, care să reflecte în plan economic, dar mai ales în viața de zi cu zi a românilor, este un obiectiv firesc, capabil să ne unească. La mulți ani tuturor românilor! La mulți ani, România! Îl invităm respectuos pe domnul Lucian Bode, vicepreședintele Camerei Deputaților, să ia cuvântul. Domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, doamne, domnule suprefect, stimați invitați, doamnelor și domnilor, dragi șimleoani, actul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 este strâns legat de numeroase personalități sălăjene de aici, de pe aceste ținuturi. De ziua noastră, de ziua românilor, și nu numai. Cred că se cuvine să ne amintim și să-i cinstim pe cei 48 de delegați sălăjeni la Marea Adunare de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. Să-l cinstim pe marele nostru Iuliu Maniu, personalitate politică care a contribuit decisiv la făurirea statului național român. Nu știu că știți că anul 2023 este anul Iuliu Maniu. Cred că astăzi, mai mult decât oricând, se cuvine să ne amintim de cuvintele marelui Iuliu Maniu. Să fim vrednici de timpurile pe care le trăim. Cred că, prin recursul la istorie, prin cinstirea marilor noștri înaintași, România are un viitor și sunt convins că putem să sperăm că vom construi o Românie mare în Europa. Doamnelor și domnilor, dezbinarea este cel mai mare dușman al unei națiuni. De aceea cred că astăzi, de ziua națională a României și anul viitor, în 2024, trebuie să fim uniți, trebuie să fim hotărâți în alegeri, pentru a continua parcursul european al țării noastre. Trebuie să fim uniți în jurul unor proiecte mari de țară. Și atunci, cu certitudine, putem spune că vom avea o Românie mare în Europa. Vă doresc tuturor o zi frumoasă în sufletele fiecăruia, pentru că ploaia va începe. La mulți ani, dragi șimleoani, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Urmează ceremonia depunerii coroanelor și jerbelor de flori. Aceasta se va desfășura în conformitate cu prevederile legii 215 din 2016. După încheierea ceremoniei oficiale, vor fi depuse coroane și din partea altor entități sau persoane. Cetășoane drept, pe promul înainte, prezentat. Depune o coroană de flori din partea Parlamentului României.
Urmează constituirea dispozitivului de defilare. Vă rog să rămâneți pe loc, oficialitățile vor trece în noul dispozitiv. Pe timpul constituirii dispozitivului de defilare, vă invităm să audiați un scurt program artistic oferit de copii clubului orașul Sumleu Silvanei, acompaniat de doamna profesor Cornelia Neata.
exterior să prezint onorul jucătorii de calitate cu armamentul Jessica din Totală. Urgeți locul de destinare al Fratașinței, au avut destinare reprezentă cu celul de comunicat mobil pe Fratașin, i-au păcurit spația ta, destinat articulării și realizării legăturilor operative. Să lăsați multe și ne vedem.